Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal din The Long Drive. Știu că n-am mai postat deloc de pe YouTube, adică am început să postez ceva mai rar, dar am să editez foarte mult videoclipurile. What the fuck? Am zis că mă apuc să editez foarte mult clipurile. Și avem aici un motor foarte mic la o Dacia, adică motorul ăsta... Ia uite, aoleu, cât de mic e motorul, băieți. Mă, da, bucuria mea că aici avem fix mașina asta, un motor de Dacia, adică ăla care l-am umplut și noi data trecută. Eu sper că vă place seria asta, băieți, mai ales că vă zic o singură chestie, am un anunț pentru toți. Seria de Minecraft o să continue, băieți, pentru că... Oh my god! Wow! Mă, chiar dacă n-am făcut noi 20 de like-uri, dar aparent v-a plăcut foarte mult, adică, cum să vă zic eu, 8 like-uri, băieți, chiar 9 like-uri se strânsese. Deci, dacă s-a strâns suma aceasta, n-am așa, zic, e cozic, înseamnă că vă place foarte mult seria de Minecraft, băieți. Da, băieți, avem să aduce mașina asta înapoi la viață, pentru că vedeți că este cam moartă. Și vă zic o singură chestie, adică am intrat aici în The Long Drive, am dat primul save, s-a spawnat aici o mașină și se bubuia în continuu, adică zbura în sus. Nu mint acum. Știu că n-am filmat, că m-am grăbit, dar dacă filmam, râdeam și noi prună, băieți. Și acum, serios, acum chiar îmi pare rău că n-am apucat să filmez faza aia. Pe că am văzut că s-a împlăcat asta, am ieșit repede, pentru că mi se miște bea, mi se miște ca jocul, băieți, adică totuși acum. Mă, dar era o fază foarte funny, adică făceam și eu ceva, o meme ceva făceam, vreau să fac cu faza aia. Mi se mișca prea urât jocul. Și acum sper să mă iertați, băieți. Bun, băieți, avem aici mașinuța, de să facem treaba acum. Să facem o chestie în episodul trecut, dacă vă aduceți... s-a spus aici un revolver. Asta cu revolverul, băieți. Vedeți, băieți, aici sticlele astea? Deci, vă zic acum să vă explic cum e jocul acesta. Deci, dacă glonțul este pe țeavă, de exemplu, dacă eu apăs de două ori, dacă încerc să tradă două ori și nu se trage, înseamnă că vreți să se strângă foarte multe like-uri. Hai să începem. Una. Două. Opa, a reușit. Bun, dacă trag acum, dacă mai dau de două ori și dacă se împușcă, înseamnă că trebuie să dați foarte multe like-uri. Hai să vedem. Una, două. What? What the fuck? Nu-i noroc, mă, băieți. Bun, facem coată. Deci, bun, dacă din primul glonț se împușcă asta, din primul glonț, înseamnă că are să strângă extrem de multe like-uri și foarte mulți abonați. Mamă. Înseamnă că e clară treaba, băieți. Bun. Hai să riscăm gagicuța. Gagico, dacă acum mori, înseamnă că ai ghinion. Da, are ghinion. M-am aș uitat după revolver, dar momentan nu este aici o pere de sână, pentru că voi ați văzut o chestie, că am dat reload de la save și s-a respawnat asta din nou. Adică nu mai știam să se spawneze. Mă, pe asta avem o la oglindă, să fac oglinda foarte frumoasă. Eu că avem altă oglindă de schimb, băieți. L-a făcut și un autosave. Haide, altă viață, băieți. Stai, nu să arunc și asta. Bun. Ce avem noi pe aici? O canistră care am pus-o noi acolo, empty. Bă, arată destul de bine mașina pentru început. Dar mă frică nu mai găsesc eu ceva de curățat, să o curăț. Dar uitați câte chestii sunt pe aici, băieți, spawnate așa degeaba. Motorul ăsta care degeaba este. Opa, cauciucuri, dă-le încoace, dă cauciuciu. Stop it! Get some help! Bun, hai mă, dă-te de aici. Dă ăsta, pune-l pe ăsta. Îl mai pun pe ăsta la nimerea la aici și cam atât cu capacele. Băieți, v-am spus că facem aici o mașină foarte frumoasă. Nu știți voi cât de frumoasă o să fac. Pe că o să mergem cu ea pentru un moment, pentru că e așa de frumoasă mașina noastră. Și ce sunt cu atât astea pe aici? Parcă aș face o revopsire. O revopsire scrie pe ea. Bă, o tunăm. O să facem niște culori diferite pe ea. Yeah, boy. That's it. Bun, băieți, hai să aduce foarte multe culori aia afară. Mai vreau și un burete, ceva genul, un burete ca să facem mai frumos.
Așa, dă și... Nu e urtă culoare. Oho, un albastru. Un albastru, dăm coace. Dăm coace că vrem un albastru. Face mai multe culori mașina, băieți. Face mai multe culori. Așa, ce avem pe aici? Ăsta oricum aproape se gura. Microbul ăsta mai-mi place, mă, merge foarte greu. Hai. Hai, Gagico, mișco, mișco. Hai, Gagico, mișco, 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 mișco. Nu o să mai cânt pentru că mi-o să-mi iau și niște copyright, dar nu cred că mi-au copiat dacă cânt eu până la urmă. Ce ați, băiți, o să-mi văd și fazele astea cu copiate și cu alte chestiile, pentru că sunt la început de YouTube, băiți, sunt la început de canal și canalul la început este foarte greu, băiți, adică totuși trebuie să mă, adică totuși m-am chinuit să-și editez, adică e greu să te editezi. Bine, așa cum am făcut și pe TikTok, de exemplu, când am editat primele mele de clipuri, adică era foarte greu și pe aceea am început să editez foarte repede. Și na, pe YouTube, vă zic o singură chestie, pe YouTube cred că o să postăm o dată la două zile, cred că, adică ca înainte, cum am postat prima oară. O să postăm apoi la două zile, pentru că totuși acum... E multe de edituri de făcut la el. Mai că și școala, na. Chidem și unicea frumos. Nu știu ce mai s-auzi mașină. Bine. Bă, merește gari. De ce am pus apă? Mamă, ce am pușcat-o, săraca de aia, băiți. Hai că revenim că mai ieși unii mașina asta ceva mai frumoasă. A few moments later. Da, băieți, după multe căutări am găsit doar aceste gloanțe care sunt destul de utile. Și știu și unde să le pun, pentru că ăștia mai, de la timpul culoare încep să rezolve bug-uri acelea la torpedo. Adică înainte din torpedo, desigur, toate chestiile ți le ieșeau înainte. A, ți-a deschis. Som, mai pot să stau să apresc și apresc. Gata, băieți. Som de voie. Uitați ce frumos trece timpul, trebuie să-l admirați și voi momentele, băieți. Hai, gata, e timpul să plecăm, că oricum pierdem episodul degeaba pe aici, băieți. Dar acum dacă mai e bumburete asta. Hopa, e bumburetele. Băi, vă zic o chestie, rugați să fie cum trebuie toată treaba aceasta. Reparăm acum ce putem. A, gata, s-a stricat deja buretele. Bă, mașina e aproape reparată cum trebuie. Dar ce nu știu ce să mai am 100 de ulei și cam atât, că avem o canistră pe plus oricum. Bun. Hai, băieți, că e timpul să plecăm. Hai să-i dăm în față, băieți. Hai, mașchineto! Da-ți dau șosineto, băieți, pe mai încet. Pentru că, băieți, oricum punem... Așa, mai încet. Pentru că, băieți, oricum o să pun muzică pe fundal, pentru că așa fac eu. E mai frumos, așa, cu muzică pe fundal. Hai că revin la stradă, pentru că e un drum foarte lung de mers. 2 hours later. Gata, băieți, am așa ce am sfârșit la stradă. Și vă spun de prima oară că a fost o drum extrem de lung, a stat o grămadă. Cred că am stat vreo 2-3 minute. Și acum mai râdeți de mine, băieți. Uitați, băieți, acum, hai să vedem cum se duce Dacia. Dar nici oglinzile astea nu le-am făcut. Acum mi-am așa aminte de ele. Știați cât de bine arată Dacia, băieți. Zice, spuneți voi că nu arată bine. Ați văd acum cu cât pot să prind ce mai mult, băieți, acum cu Dacia aceasta. Bun, băieți, am venit ceva mai repede aici la locația aceasta. Vă zic o chestie, am mers maxim cu 140 km la oră până acum. Dar am văzut că poți să mergi cu 160 sau cu 180 poți să mergi. Bun, băieți, prima noastră locație cu noua noastră mașinuță. A, asta era prins. Consumă baterie degeaba. Bun, am găsit ce vreau eu să găsesc, niște gaz, pentru că n-aveam cam deloc. Bine, aveam ceva, dar aveam și noi nevoie până la urmă. Așa, avem ce avem pe aici. Mamă, cum arată asta, băieți. Șmecher. Nici măcar n-are combustibil, mă. Pe bune. Așa, bă, locație cam degeaba băgată în joc, pentru că, bă, fraților, nici măcar un burete ceva nu găsesc pe aici, mă. Da, până gândim și-o la altă locație, acum să găsesc niște bureți vreau acum.
Hai, mașchineto, hai. Ho, frână. Bun, băieți. N-am oprit degeaba. Am oprit cu un scop în anume. Să scăpăm din lucrurile astea din spate. Pentru că se mai bubuiesc, am văzut. Am scap și de crema asta, băga mea și piciorul ne-a de cremă. Mamă, cu s-a dus! Miau. Așa, astea le mai păstrez pentru că sunt bune. Și hai la gagicuțe, trebuie să scăpăm de una. Pentru că ce fac eu cu două până la urmă, fraților, acum? Că e mai nasol spațiu în portbagaj. Bun, hai să împușcăm, să-ți fie viața frumoasă, scrieți acum aici pe cea pentru o gagicuță de-asta. Bă, aș împușca-o aici jos. Gata, o strat-o. Mamă, săraca, și dispură săraca. Am împușcat-o și pe aia, pentru că băieți am mai văzut cu gagicuțe acestea și vreau și ceva nou acum. Boy, that's it. Când totuși, băi, ce am avut gagicuță de-astea, trebuie să găsim și noi o altă gagicuță mai înțelegătoare, mai de-asta, mai darnică, mai altceva. What? What the fuck? Bine, poate și un pic mai reală. Măcar atâta să fie, băieți. Adică totuși, bă, era claxon în joc și eu nu știam. Mamă, ce prost sunt. Bă, era claxon în jocul ăsta și eu nici nu știam de el. Nu mint acum, să știți. What the hell, cu se aude? Eu nici nu știam că există claxon în joc, mă, băieți. Aparent pe tasta H, avem claxon în joc. Vă dați seama cât noroc să am să nimesc tocmai acum, băieți. Când fac seria aceasta, miră o bolantă de The Long Drive. Am venit să fac acum un accident, băieți, dați-vă cum... Dar nu știu de ce se ține așa de nasol pe picioare mașina asta. Ia, aoleu. Ata, să te mai drepți. Ce la mă, nu-i... Nu știu, a, nu-i veciu, nu-i veciu. Bă! M-am bubuit. Să nu cadă să din portbagaj acum. Bun, am tras și frâna de mână pentru că m-am bubuit aici, băieți. Pe bune, mă. Ai, că cam aș pătine de mașină. Sus! Ce mi-a ieșit, nu știu ce mi-a ieșit acum din portbagaj. Bun, astea le-am aici, mi-a ieșit două chestii. Din câte am văzut, dar nu știu unde sunt. Mi-a ieșit de ulei și încă ceva, dar să iese pe aici. Auta, mamă! Mamă, cât a sărit! Mamă, pe bune, dar ce se bubuiește în halul ăsta, mă? Stop it! Get some help! Bine, apare ca niște adăugări, cred că este cam în plus, săracă. O să pun aici, în spate, ca să nu mai încurce în portbagaj. Bun. Închide aici mașina. Cauciucul ăsta este ca în jale, dar nu știu de ce nu se ține direcția. Mă, dacă tot suntem aici, se parcă și noi frumos la noua noastră locație. Ia mă, că facem aici la ieși și noi puțină mașină. Ha, mamă, ce bine, băi, să te aisești. Nu, băieți, nu știu, dar nu văd niciun veciu, așa că o să facem treabă mare pe aici, o să facem. Hai, frână. E o locație, dar nu e locație de-aia bună cu iteme multe. Aparent am băgat o valiză pe joc aici. Vă zic că ce facem cu ea. Stai așa, stați. Lăsați, mai bine. Bun, nu mai e nimic interesant pe aici, văd, dar hai să găsim ce mai bine locația asta pe aici. O bară mai mică decât mașina. Bă, un burete ceva util. O pere de sârmă și e în stare ca lume. Bă, am găsit ceva util. Mamă, băieți. Aleluia, băieți. Și avem și aur și unde ăsta un breloc. Hai. Miu. Ce e acolo? Am înțeles. Dacă intrăm acolo, nu cred că mai ieșim. Hai să spălăm mașina, să spălăm calmea, băieți. O facem acum, lucioasă o facem. Fiți atenți acum ce frumos o fac.
Mie cred că deja e frumoasă pe aici. Nu știu, dar pe ce nu e frumos pe aici? E frumoasă, văd. Mai trebuie ușile astea, că sunt niște panalame de uși. Bun, ușa asta e calme, mai trebuie asta un pic și gata. Hai. Și cam asta e mașina la curățenie. Hai băi să vopsim mașina, că suntem aceea și vopsim. Bun, ce putem să facem noi? Ce putem să reparăm noi cu perea asta de sârmă? Păi văd o singură greșeală la mașina asta, fac capacul ăsta foarte urât. Bun, avem 4 uși, 5, 6, 6, bă nu. Deci una, punctul ăsta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puncte de vopsi, băieți. Hai să începem. Am mâncat, bine, uitați cât de bine am făcut-o, băieți. Arată mai binișor acum. Mai frumoasă, mai arătoasă, băieți. Bă, dai atât de tu bucata de gold, dar n-am ce face cu ea. A dat tu brădutul ăsta încoace. Bă, chiar dacă a fost în WC, dar eu cred că... Bă, mai miroase, mai miroase frumos, mai miroase. Adică miroase a căcănescu, dar miroase încă frumos, văd. What? What the fuck? Bun, ce ai noi pe aici? O gagică de care o să o sacrificăm. Hai, viață bună, sper că ai avut o viață foarte bună. Te împușc în burtă. Mi-e milă de aia, băieți. Scrieți link în comentarii, băieți. Mi-e milă de ea. Aoleu! Cum să mă cac eu, mă, băieții aici? Uitați că câți căcați și nu vreau să pun mâna pe ei. Damn! Am o idee. Stai așa. Ia la o parte cu bucata de gold. Hai, mă. One eternity later. A rămas și bucata de gold. Hai cum căcați, hai că revenim după căcare lungă. Gata, băieți, ai venit aici după căcare ca lumea. Adică dați-o cât căcați am făcut, băieți. Stați așa să ne și urinăm puțin, că urina este cam plină, dacă puteți observa. Dar mă, lăsați să nu fi nesimțiți, ne urinăm aici la WC. Asta țineți drânca pe afară. Hai, mă, hai. Așa frumos. Ne urinăm și unui WC, ne pișăm și pe lângă, dar nu-i probleme. Lăsați că oricum suntem ultimii băieți în viață, suntem ultimii în viață. Ce mai vine pe aici? Bun, mai zicem la stârpul acela și pe aceea închidem și acest episod, că se face destul de lung. Hai, tare, mașchineto, tare, tare. Hai, de-o mai tare. Uitați ce ne arată cu bărduțul. Pulu, ce pute bradu să-mi bapi. Piciorul, ieși, ieși afară de brad. A avut un pic de parfum pe aceea, cred că interiorul lui mirosea Căcănescu. Mamă, ce urât mirosea, băieți, nu mai putea, mamă, mă sufocam aici, mamă. What? Ce acolo? O șosea care se ridică în sus. Ok, băieți, azi încă prindem și noi aici, măcar 160 la oră. Gata, mă, 160. Aia zic acum. Și acum ce fac? Acum fac accident sau cum? Hai, mașinuțul, hai, calmea, calmea. Bun, băieți, ai venit aceea frumos cu un accident. Bine, nu chiar accident, dar am fost aici alocația, cum aveam viteză de 160 de km la oră, băieți, și am încercat să pun și-o stop. Bun, hai, oprește mașina. Asta e ultima noastră locație de pe episodul de astăzi. Și avem un cauciuc mai bunicel, dar, o gagică la WC-ul, dar nu vreau să o iau, că e urâtă. Un pliș de muște. Da, nimic interesant pe aici. Hai să ne uităm și noi un pic prin casă, poate găsi și ceva mai interesant. Hai. Bun. Bă, interesantă vopsea. Ține-te. Bă, vă zic că ce facem cu vopsea asta. Punem câte 5... Ba nu. Câte... ăsta. Câte 30% la fiecare ușă. 30, 30, 60, 30, 90, nu. Câte 20% la fiecare ușă să fie mai frumoase. Gata, băieți. Uitați cât de bine arată, vedeți, cu portocaliu, cu galben, ca toți bombardierii. O lanternă, dar nu vreau să o iau, că e urâtă. Opa, niște gaz. Avem nevoie de gaz, pentru că sunt un pic ca sărăchie. Hai, sus! Păi da, cum? Să cadă jos.
un încărcător de un AK-47. Aici un amestec care e inutil. Opa Water. Hai să bem, băieți. Hai. Hai, mă. Drinking, gata, băieți. Mi-am umplut și urina. Ta să ne liberăm puțin. Aolo, aolo, mă piși pe mine, aolo. Unde e? Repede, veci. Am, mă, mai repede la veciu. Pișă-te pe el, la veciu. Stop it. Get some help. Oricum nu cade pe mine. Îi dăm calma, băieți, ne liberăm, toată urina ne liberăm. Eu, gata. Dar hai să mai bem niște apă, că mai avem foarte mulți litri pe aici. Ne pișăm și noi iată cu ea. Mamă, aolo, a căzut pe noi urina. Căzuse pe noi urina, băieți, ne-ați văzut și voi. Bun. A căzut pe noi urina. Bă, a băut-o, nu mint acum. Uitați-vă, stați așa. Ia. Drinking. Stați. Uitați, a văzut, a băut urină. Mamă, așa a ajuns caracterul ăsta, băi, să-și bea propria urină. Băi, eu înțeleg că jocul ăsta are multe chestii în el, dar nici chiar să-și bea urina la caracter. Bă, fraților, acum se răsă acum. Adică eu am luat această canistră. Și s-o pune, hai în picioare. Hai mă în picioare. Nu, că m-am enervat, știi ce facem? Avem aici o canistră goală și o încercăm să punem pasta mai bine. Auzi cât de ușor a fost. Hai să împicem să ne bem urina. Băi, vă spun o singură chestie, să nu faceți asta acasă. Ha, și este chiș. Aici ia. Hai. Mă, băi, ne bem urina. Oficial, băieți, ne bem urina, ne-am băut urina. Am băut urina, băieți. Mamă, vă dați seama, băieți, am băut urina. Scoate urina mai repede. Gata. Bun, băieți, cam acesta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut așa un pic acolo. Bine, puțin cred că v-a plăcut sau cam deloc. Nu știu de voi ce ziceți. Dar sper să vă fi plăcut acolo. Măcar un firicel. Măcar o fără, mă, să vă fi plăcut. Stop it. Get some help. Bun, băi, și cam acesta a fost episodul. Nu uitați acolo un like, un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!